Salut! Zile trecute cineva pe Facebook m-a abordat pentru cu o cerere care mi s-a părut interesantă și m-am gândit să fac un video pe tema asta. Domnul respectiv voia să fac o modificare la unul dintre kiturile mele. El inițial s-a referit la Delia și de asta am aici schema de la Delia. Întrebarea lui, fapt, rugămintea lui a fost să modific kitul dublând finalii în ideea în care măresc puterea. Acum, eu am încercat să-i spun că chestia asta nu se întâmplă și mi-am dat seama că, de fapt, este un lucru pe care l-am mai auzit și l-am combătut și se pare că l-aud în continuare. Dublând etajul final, dublând tranzistorii finali, nu se mărește puterea. Da, mărești puterea, dublezi etajul final ca să poți să folosești impedanță mai mică de ieșire și astfel să mărești puterea. Pe aceeași impedanță nu are treabă în tranzistorici, câți tranzistori finali ai. Tocmai asta vreau acum să simulez, să arăt. Voi încerca ulterior chiar să fac chestia asta pe montaj, să adaug încă o pereche de finali și să refac testele, dar sunt ferm convins că lucrurile vor sta așa cum vor ieși din simulare. Diferențele vor fi minore. Hai deci să modificăm schema. Haideți să salvăm puțin de pe. De fapt, nu modific chestia asta. Hai să facem loc aici. Pentru încă o pereche de finali. Și să mai adăugăm o pereche de finali. Hai să punem fiecăruia rezistența lui. Să facem legăturile. N-am făcut bine. Hai să-i dăm totuși drumul la simulare. Așa. Și aici să vedem ce amplitudine avem. Nu
Am micșorat durata simulării ca să nu am așa de multe Deci aici avem amplitudine maximă de 21,4 V. Așa. Hai să ștergem chestia asta și să vedem puterea disipată pe rezistor. 29,166 W. Chiar să păstrez chestia asta. Așa. Hai să revenim la să ștergem legăturile astea ca să nu mai avem treabă. Așa. Și să refacem, repornim simularea. Rulăm simularea. Să închidem. Nu este o problemă cu. Hai să dăm drum din nou la. Deschidem din nou. Așa. Rulăm simularea. Și aici avem 29,13 W. Deci, adăugând încă o pereche de finali, noi am câștigat 330 de miliwați. 30 de miliwați, pe care cei 30 de miliwați i-am câștigat doar din faptul că aici am 0,47 ohmi. Pierdere de putere, am două rezistențe de 0,47 de ohmi pe care pierd putere și în partea cealaltă mai am o pereche de rezistențe de 0,47 de ohmi. Asta înseamnă că în total, în loc de 0,47 de ohmi, am 0,22 de ohmi. Și de aici, din diferența asta de pierdere de putere, am cei 30 de miliwați câștig de putere pe ieșire. 30 de miliwați la 30 de W, am 30 de miliwați. Deci, a mia parte. Nu ai cum să câștigi putere adăugând finali. Da, faci chestia asta pentru că vrei să modifici impedanța de ieșire. Și atunci, într-adevăr, ai plus de putere. Pentru că, modificând impedanța de ieșire, vei avea altă putere. Ci modifici, dublezi numărul de finali ca să te asiguri că rezistă etajul final, rezistă, se comportă bine în timp termic, putere disipată, toate chestiile astea, pe noua impedanță. Dar păstrând aceeași impedanță, la aceeași tensiune de alimentare, tu nu poți mări puterea modificând numărul de finali. Pentru că ei nu intră în ecuații. Nu au treabă. Nu au treabă. Ceea ce era de demonstrat. Probabil că voi mai veni cu astfel de videouri. Dacă voi mai avea idei de genul ăsta, voi mai avea persoane care vor avea. Nu-i blamez, Doamne ferește, este pur și simplu lipsă de informare.
Nu sunt proști, sunt neinformați. Și problema cea mai gravă la ora actuală este că există foarte multă informație pe internet, numai că cea mai mare parte, 99,9% din acea informație care este pe internet, este gunoi. Și eu, unul, vreau să-i ajut pe oameni să facă diferența dintre gunoi și aur. Este foarte mult aur pe internet, dar este și extraordinar de mult gunoi pe internet. Și trebuie să știi, să vezi care dintre alea două este bun și care nu. Da, voi veni cu. Am de fapt în plan un kit de mare putere. Am un kit pe care l-am probat și știu că merge. Îl știu de foarte multă vreme. Este primul kit la care am avut de-a face cu 25.200 2S19.43. L-am făcut la un moment dat ca să înlocuiesc un. L-am modificat. Cu ajutorul kitului respectiv, cu ajutorul acelei scheme, am modificat la un moment dat un amplificator, o putere Sharp 7700, care era făcut în jurul unui STK cu un radiator foarte mișto, foarte generos pentru răcire, și am înlocuit. Pentru că STK-ul respectiv nu se mai găsea, deja nu se mai găsea din surse de încredere, cel puțin în România atunci. Am înlocuit kit-ul cu amplificator pe componente discrete, cu SC5219-43, SA1943, și a mers, știu că a mers. Am făcut acel kit în versiune cu două tranzistoare în paralel și chiar și cu trei tranzistoare în paralel și știu că alimenta la 75 de volți, plus minus 75 de volți, scotea undeva lejer 250 de W, real, 250 de W RMS pe 8 ohm. Voi veni cu acel kit, voi face îmbunătățiri pentru kitul cu schemă simetrică cu mai multe tranzistoare, voi încerca să găsesc și metode să fac și modificări pe acea schemă să-i măresc puterea, voi avea și kituri cu driver și partea de finali. Am văzut că este foarte popular pe internet chestia asta, dar din Delia, modificând numărul de finali la aceeași tensiune de alimentare, nu ai cum să modifici puterea pe aceeași impedanță, pe 8 ohmi. Pe 8 ohmi rămân în continuare 30 de W dacă o alimentezi la plus minus 27 și aproape 40 dacă te duci ceva mai sus. Poți să te duci, cred că, până pe la 30-35 de volți, fără niciun fel de alte modificări. Acestea fiind zise, ne vedem la următoarele videouri. Baftă!